Iacov, capitolul 4, versetele 13 și 14, dacă vreți să deschideți cu mine. Țin minte și ea ziua când jumate din bărbații bisericii noastre din Bazna au ales să meargă să muncească la un mall în Cluj, la Julius Mall. Aveau nevoie cei de la Julius Mall de mână de lucru. Și-au luat tot felul de oameni și-au venit și la noi în sat și jumate din bărbații bisericii au spus, am dat lovitura, aleluia. Mergem să muncim, o să câștigăm bani, câteva luni o să avem tot ce ne trebuie. Toată noaptea m-a frământat astea două versete. Și a doua zi am avut adunare generală imediat înainte să plece la Cluj. Versetul 13 spune, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare citate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Și a doua zi m-am dus în adunare generală, microbuzul bisericii era gata să-i transporte, înțelegeți, înspre Cluj. Și la adunarea generală am întrebat, am spus versetele astea trei și am întrebat, ai stat înaintea Domnului ca să știi dacă Dumnezeu vrea să fii în Cluj, să lucrezi pentru mor. Mi-aduc aminte de privirile semețe, înțelegeți? Și de ceea ce au spus atunci. Și de argumentele lor fără bază biblică, dar înțelegeți? Am spus, Domnul să vă binecuvinteze. Cu microbuzul bisericii mergeți. Eu nu sunt împotriva voastră, doar am vrut să vă întreb dacă l-ați întrebat pe Dumnezeu. 3 săptămâni mai târziu, toți au venit acasă, niciunul nu și-a primit niciun fel de salar, nimic. Au lucrat în cizme de cauciuc, în apă, înțelegeți? Mulți s-au curentat, au avut mari probleme. Să vedeți după aceea următoarea adunare generală, cum toți au venit și s-au pocăit și au spus, iartă-ne, ne pare rău pentru că am venit și am vorbit împotrivă și am crezut. Scumpilor, este o vreme, este o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne uităm bine în viața noastră și să vedem bine dacă suntem în locul în care Dumnezeu vrea să fim. Pentru că dacă nu ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii, știi că te duci și lucrezi și pui într-un sac al cărui fund este spart și lucrezi de dimineață până seara și toți banii dai pe medicamente și lucrezi de dimineață până seara și toți banii dai pe asigurări și lucrezi dimineață până seara și dai și dai și dai și nu ai nimic pentru că nu ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii. Când ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii, devii prosper. Ești binecuvântat. V-am spus aseară, tot viitorul meu este asigurat în Dumnezeu pentru că știu în cine mă încred, știu pe cine slujesc, știu ce fel de viață m-a chemat Dumnezeu să trăiesc, știu care este viitorul meu, știu toate lucrurile astea prin revelația lui Dumnezeu. Și oamenii pot să vină și să spună, e simplu să vii să stai 8 ore să te rogi. Mulți mi-au spus lucrul ăsta, am spus, vino te rog frumos, trăiește și tu 2 luni stilul meu de viață și pe aceea mai vorbim. Este mult mai greu să lucrezi într-o fabrică decât să te rogi 8 ore pe zi. Da? Chiar crezi? Și ce înseamnă război spiritual atunci? Și ce înseamnă să te lupți cu forța ale întunericului de peste un oraș? Și ce înseamnă să stai în fața unor principalități ale întunericului care creează circumstanțe și lucrează non-stop pentru a te opri din ceea ce faci? Ai impresia că este mai ușor să lucrezi în fabrică decât să stai în prezența lui Dumnezeu? Crede-mă, nu știi ce vorbești. Nu știi ce vorbești, nu știi ce lupte sunt de dus. Nu știi cu ce duhuri te confrunți. Nu știi ce bătălii se dau împotriva ta. Nu știi ce lucrări face diavolul pentru a te opri, pentru a te descuraja, pentru a opri ceea ce faci. Dragilor, munca sufletului este mult mai grea decât munca fizică. Munca în rugăciune este mult mai grea decât munca fizică. Este un mult mai mare consum al omului lăuntric atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și când iadul începe să vină împotriva ta, este mult mai greu, crede-mă.
Și cine a experimentat aceste lucruri și a trăit în aceste lucruri știe despre ce vorbesc. Cine nu a experimentat niciodată aceste lucruri sunt bazme și fantasme pentru ei. Dar vreau să știi, vine ziua când Dumnezeu vine și spune: vreau să cântăresc ceea ce ai zidit. Vreau să cântăresc ceea ce ai zidit. Și dacă nu ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii, și dacă nu ești în locul în care Dumnezeu spune zidește în cuvântul meu, zidește în post, zidește în rugăciune, aceste lucruri sunt lucrurile pe care vei sta. Dragilor, mă auziți în dimineața asta, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Este imposibil să semeni ceva și să secera altceva. Și v-am spus, Dumnezeu este în parteneriat cu noi. Dumnezeu nu va face ceea ce Dumnezeu te-a chemat pe tine să faci. Da, să știi, Dumnezeu nu se va ruga în locul tău. Nu. Dumnezeu nu va citi aceste cuvinte sacre în locul tău. Dumnezeu nu va posti în locul tău. Dumnezeu nu va face evangelizare în familia ta în locul tău. Dumnezeu nu va evangeliza orașul în locul tău. Astea sunt lucruri care Dumnezeu ți le-a încredințat și sunt lucruri de care Dumnezeu te va întreba dacă le-ai făcut sau nu. Și în timp ce tu ești credincios la aceste lucruri pe care Dumnezeu ți le-a dat ție să le faci, El vine și face ceea ce tu nu vei putea să faci niciodată. Vreau să mă auziți, niciunul dintre voi care sunteți aici nu vă puteți proteja pe voi înșivă. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta este lucrarea îngerilor lui Dumnezeu. Dragilor, într-o singură noapte, dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu care să stea de veche în timp ce tu dormi, nici nu știi ce înseamnă atac demonic. Dragilor, dacă îngerii lui Dumnezeu nu ar fi de partea noastră și avea doar un simplu atac demonic, diavolul are putere să-ți ia mințile. Dacă nu ești protejat de Duhul lui Dumnezeu, de îngerii săi. Ce să mai spun despre faptul că tu nu poți să mântuiești pe nimeni? Poți să încerci cât vrei tu, poți să încerci orice metodă de evangelizare, poți să iei cărți, poți să studiezi cât vrei tu. Nimeni nu poate să mântuiască pe altcineva. Nimeni nu poate să nască din nou. Este lucrare exclusivă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și a Cuvântului Viu. Poți tu să vindești pe cineva? O, nu! Este lucrare exclusivă a Duhului Dumnezeu. Poți să pătrunzi tu în ființa unui om și să faci să crească ceva? Nu! Este lucrare exclusivă a Duhului Dumnezeu. Dragilor, doctorii pot doar să taie, pot doar să elimine anumite lucruri, dar lucrarea de creere, lucrarea de restaurare este lucrarea exclusivă a Duhului Dumnezeu și Dumnezeu face aceste lucruri în timp ce tu ești credincios la ceea ce L-a zis să faci. El nu va face în locul tău ceea ce El te-a chemat pe tine să faci, El va face ceea ce tu nu vei putea face niciodată. Tu nu poți să -i eliberezi de niciun demon. El poate. El este singurul care poate. Demonii sunt supuși lui. Și atunci când el locuiește în tine și este puternic în tine, ei, demonii, sunt supuși lui care este în tine și lucrează prin tine. Dar este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. De aceea vreau să mergem în acest loc în care ne încredem în Dumnezeu. Isaia 7. Vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la Isaia, capitolul 7. În Isaia, capitolul 7, Dumnezeu vine și vorbește. În primul verset, cuvântul Dumnezeu vine și spune că împotriva ținutului lui Iuda se ridică două împărați mari. Unul este împăratul Siriei și al doilea este împăratul Israelului. Și ca să nu fiți în confuzie, imediat după domnia lui Solomon, Israelul s-a despărțit în două. 10 seminții la nord s-au numit în continuare Israel. Mă auziți? Aici trebuie să vă țin lângă mine, că dacă nu o să vă pierd pe unii. 10 seminții în partea de nord s-au numit Israel, 2 seminții în partea de sud s-au numit Iuda. Linia genealogică a lui David și linia mesianică a fost în ținutul de sud, în Iuda, în astea două seminții. Și cele 10 seminții din nord, Israel face o alianță demonică cu împăratul Siriei, care a fost întotdeauna dușmanul lui Israel, fac o alianță demonică și vin împotriva lui Iuda și ascultați-mă, diavolul vine să stea împotriva promisiunilor lui Dumnezeu.
Peste o săptămână o să celebrăm împreună nașterea lui Iisus Hristos. Dacă diavolul ar fi putut cuceri aici, în această perioadă, împărăția lui Iuda și pe acest împărat care era din linia mesianică, astăzi nu a mai fi sărbătorit nimic, pentru că diavolul ar fi biruit. Deci întotdeauna s-a dat o bătălie împotriva liniei mesianice din care vine Hristosul. Și întotdeauna diavolul se luptă cu această linie mesianică a lui Iisus Hristos, pentru că dacă poate cuceri acest lucru, înseamnă că Dumnezeu nu poate să ducă la îndeplinire promisiunile Lui și astfel diavolul cucerește totul și devine stăpân peste toate lucrurile. Din pricina asta se luptă toată lumea împotriva lui Israel. Dragilor, astăzi se dă o bătălie puternică împotriva lui Israel, pentru că Iisus Hristos a rostit că Israelul trebuie să-L cheme pe pământ ca El să se reîntoarcă. Știți acest lucru? Matei 23, Iisus s-a legat și venirea lui Iisus este legată de o prorocie pe care Iisus a rostit-o în Ierusalim și a spus, când vă zice, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, atunci mă veți vedea. Și diavolul încearcă să distrugă această națiune ca să nu fie nimeni care să poate să cheme venirea lui. Și din pricina asta ai văzut atâtea războaie împotriva evreilor și vezi cum se frământă națiunile împotriva lor, pentru că diavolul încearcă să stopeze ceea ce Dumnezeu a rostit pentru a distruge acest popor. Dar vreau să știți, vestea bună este că diavolul nu va birui. Diavolul nu va birui. Dumnezeu a spus pe zidurile tale, Ierusalime, am pus străjeri care vor striga zi și noapte, nu vor da răgaz. Ei vor susține poporul lui Dumnezeu. De aceea este așa de mare har să poți să înalți rugăciuni pentru Israel și să binecuvântezi acest popor. Este atât de mare binecuvântare peste omul care știe să stea pentru Israel. Acești împărați încearcă acest lucru și vin împotriva lui Ahaz. Doi împărați, capitolul 16, vorbește despre acest împărat Ahaz. Chiar dacă era din linia mesianică a lui Iisus Hristos, acest împărat a fost un împărat foarte rău. Atât de rău încât și-a luat fiul și l-a trecut prin foc. Dragilor, în fața unui astfel de împărat, când stai și te gândești că Dumnezeu are milă și îndurare, dacă ai fi tu Dumnezeu, te-ai îndurat de unul care își ia fiul și l-aduce pe altar unei zeități păgâne. Știți din ce cauză? Pentru că Dumnezeu i-a promis lui David. David, oricine se va ridica pe scaunul de domnie ca și urmaș al tău va fi binecuvântat și spune de multe ori din pricina robului meu David, chiar dacă urmașii lui au întors spatele Dumnezeului celui viu, eu mă îndur de ei din pricina robului meu David. Dacă ai înțelege, ascultați-mă, dacă ați înțelege cât de mult poate să binecuvinteze Dumnezeu un om și urmașii lui, ai trăi în sfințenie. Știi că tu ești soluție pentru toți urmașii tăi de după tine, ca ei să trăiască în glorie, ca ei să fie o binecuvântare. Dragilor, majoritatea părinților se luptă, se chinuie, se zbat. Ascultați-mă! Majoritatea părinților se luptă, se chinuie, se zbat să lase un viitor copiilor lor. Cel mai important viitor care tu poți să lași copiilor tăi este moștenirea spirituală pe care tu poți să o lași lor. Nu moștenirea fizică, că dacă ai niște copii care sunt foarte risipitori, tot ce ai zidit într-o viață și te-ai chinuit și te-ai frământat și te-ai trudit, într-o săptămână merg la jocurile de noroc și s-a dus totul. Și sunt atâtea istorii de genul ăsta, dar poți să lași o moștenire spirituală peste veacuri în fiii tăi, în copiii tăi. De aceea investește spiritual în viețile lor. Este cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci. V-am spus, oamenii se frământă și vor să lase o casă, vor să lase o mașină, vor să lase ceva copiilor lor. Dragilor, lasă ceva spiritual copiilor tăi. Din pricina robului meu David, chiar dacă urmașii lui au fost reși, au fost însetați de sânge și au vărsat sânge nevinovat și au adus idolii în poporul Israel, Dumnezeu a spus, mă îndur. Dar este această frământare. Și uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune în aici în Isaia 7 cât de mare frământare era. Pentru că Siria și Israelul, care erau mult, mult mai numeroși decât Iuda, două seminții, aceste două puteri vin și în primul rând câștigă cetatea Elat, care era cetatea
în care era industria, puterea economică a poporului al lui Iuda. Au cucerit acest lucru și acum au mers și au împresurat Ierusalimul. Și Ierusalimul era împresurat și cuvântul Dumnezeu vine și spune că oamenii ăștia au fost atât de tulburați și este o descriere a tulburărilor în versetul 2. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Asta este descrierea frământării, a fricii care a fost pusă în ei, știind că nu mai au multe zile de trăit din pricina ceea ce urma să vină. Și Ahaz, urmașul lui David, este în cetate. Atunci Domnul i-a zis lui Isaia, versetul 3, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău, Shear Yashub. Wow, ce nume fain! Shear Yashub. Ați auzit vreodată cineva să-și pună nume la copiii lui Shear Yashub? Shear Yashub. Shear Yashub înseamnă va rămâne o rămășiță. Și ascultați-mă, ca să înțelegeți inima împăratului Ahaz. Isaia s-a mai dus de vreo câteva ori la Ahaz și a profețit. Și de fiecare dată când i-a profețit, credeți-mă, i-a spus niște lucruri teribile. Înțelegeți? Și cuvântul Dumnezeu vine și spune că Ahaz era atât de îngrozit și inima lui tremura și iată că vine și profetul Isaia cu fiul său. Oare ce mesaj va aduce din partea lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când a venit și a spus, a tăiat în carne vie și a spus, aha, trăiești în păcate și în întuneric, Dumnezeu nu are cum să stea pentru tine. Și când era tulburat, și dacă vă uitați versetul 3, uitați-vă în versetul 3, în versetul 3 ne spune exact unde era aha și cuvântul Dumnezeu vrea să ne vorbească ce se întâmplă aici. Versetul 3 spune, du-te la Ahaz, care este la capătul canalului de apă a Iazului de sus, pe drumul care duce pe ogorul, la ogorul înălbitorului. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Ahaz era într-un loc în care se uita dacă mai au apă în oraș, în Ierusalim, și câte zile mai rezistă ei ca și oraș în fața asediului din afară. Deci gândiți-vă, stai și te uiți și măsori și vezi cantitatea de apă pe care o mai ai și știi că mai ai câteva zile de trăit. Și știau că mai au câteva zile de trăit. Și în mijlocul lucrurilor astea apare Isaia. Of, Doamne, mai vine și Isaia acum să mai spună că sunt rău și sunt teribil și este grav ceea ce fac. Dar Dumnezeu are un alt mesaj de data aceasta pentru Isaia. Și ascultați-mă, aici se vorbește despre mesajul Crăciunului, dragilor. Și în dimineața asta vreau să vă aduc un mesaj al Crăciunului. Al nașterii lui Iisus Hristos. Pentru că aici este mesajul nașterii lui Iisus Hristos. Și mesajul nașterii lui Iisus Hristos nu are de-a face cu pomul împodobit, nu are de-a face nici cu ce avem pe mese și cu lucrurile, nu, mesajul este altul din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Isaia în acele zile. În primul rând, nu te teme. Versetul 4, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic. Și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciun care fumegă. Din pricina mâniei lui Rețin și Asirie și din pricina fiului său Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Versetul 9 vreau să îl scot în evidență. Ultima parte. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Ea și sublinează aceste lucruri. Pentru că acest lucru este mesajul lui Dumnezeu pentru omul care trăiește în vremurile din urmă. Cine va crede, va rămâne în picioare în vremurile din urmă, indiferent ce va veni. Nu poți să stai în picioare fără să te încrezi în Dumnezeu. V-am spus, acest Dumnezeu imens despre care am vorbit aseară, care a întins stelele, care Psalmul 33 cu 6 spune că a suflat galaxiile. Înțelegeți? Poți să-ți imaginezi, a suflat galaxiile. Să știi, uiți la imensitatea cosmosului și Dumnezeu vine și spune că le cuprinde pe toate. Cerul cerurilor nu te poate cuprinde pe tine. Cine este cel ce ține cele 7 stele în mâna lui?
în Apocalipsa. Acest Dumnezeu vine și spune, dacă te încrezi în mine, vei sta în picioare. Cine se va încrede în Domnul în vremurile din urmă, va sta în picioare. Orice vremuri sunt descrise aici, cine va crede în Domnul, va sta în picioare. Amin. V-am spus că vin vremuri în care Dumnezeu, El, vine și dă la o parte orice cârjă pe care ne sprijinim. Și atunci contul tău din bancă nu mai contează. Atunci că ești prieten cu primarul, nu mai contează. Atunci că ești prieten cu președintele, nu mai contează. Atunci că ești prieten cu nu știu cine, nu mai contează. Atunci doar investiția ta în Dumnezeu și trăirea ta cu Dumnezeu contează. De aceea fii înțelept azi. Fii înțelept azi. Pune totul în rânduială în viața ta și pune totul la picioarele lui Iisus Hristos și asigură-te că trăiești în iertare, că trăiești în dragoste, că trăiești în umilință, că trăiești în favorul lui Dumnezeu. Este cel mai important lucru. Investește viața în lucrurile spirituale. Caută mai întâi împărăția cerurilor. Lucrul ăsta te va susține mai mult decât orice ai. Orice ai. Atunci nu se va mai uita nimeni că ai casă mare, că nu, nu, nu. Atunci singurul lucru care va conta, ești împreună cu El. Sau ești împotriva Lui. Dacă nu vei crede, nu vei sta în picioare. Uitați-vă, asta este foarte interesant. Versetul 10, Domnul i-a spus lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău. Cere un semn în locurile înalte sau în locurile de pe pământ. Și Ahaz are posibilitatea asta din partea lui Dumnezeu. Tu spune, Doamne, da, vreau un semn. Scrie pe ceruri, te rog, că ești cu mine, cu stele, te rog. Avea oportunitatea să spună așa ceva lui Dumnezeu, să adu pe pământ ceva, Doamne, adu o armată de câteva sute de mii și nimicește pe toți. Domnul spune, cere-mi un semn! Cere-mi un semn! Și dintr-o dată, Ahaz, care n-a avut nicio treabă cu Dumnezeu, ascultați-mă, Ahaz, care n-a avut nicio treabă cu Dumnezeu, devine religios. O, sunt scârbit de religiozitatea oamenilor. M-auziți? Sunt scârbit. Omul ăsta care n-a nicio treabă cu Dumnezeu și a luat copiii și a trecut prin foc, dintr-o dată religios. Cum să cer eu vreun semn lui Dumnezeu? Cum să ispitez eu pe Dumnezeu cerându-i vreun semn? Dragilor, oamenii religioși niciodată nu știu cum să se comporte înaintea lui Dumnezeu. Pentru că toată viața lor a fost de fațadă. Și, sincer, aș putea în dimineața asta să spun câteva lucruri despre religiozitatea oamenilor de aici. Dar mă abțin. Mă abțin. Ok? Pentru că trăirea în credință nu ține de faptul că am verighetă neagră sau mov sau gal. M-auziți? Nu fac parte din nicio trupă de elită de nu știu care. Ok? Pentru că unii au venit și m-au întrebat, ăsta de ce sectă e? De ce? Scumpilor, este doar o verighetă. Ok? Nu scrie nicăieri în Scriptură că vergheta trebuie să fie de aur, galben, alb, mov sau altceva. O, este doar o verghetă. Dar omul religios a venit și m-a întrebat. Omul religios a luat de lucrurile astea care le porbă în ok, este tricolorul României. Mă ajută să mă rog pentru națiunea mea, ok? Și pot să spun multe altele, ok? Și despre cămașă, că mi-n pantalon sau nu mi-n pantalon. Dragilor, dragilor, omul religios nu poate să vadă ce vrea Dumnezeu să vorbească. Dumnezeu spune, cer un semn. Cere-mi un semn, în locurile de jos sau în locurile prea înalte, vreau să mă descoper, vreau să întăresc inima ta. Omule, nu, Doamne, nu. Dintr-o dată știi să citezi Deuteronom 6:16, în care spune să nu ispitești pe Dumnezeul tău. Ce spune Domnul? Nu vrei un semn? Atunci o să dau întregii case lui David un semn. Și iată semnul pe care îl dau tuturor națiunilor pământului. Iată semnul pe care îl dau casei lui David. Ascultați-mă. Pentru că ce spune aici este semnul lui Dumnezeu pentru toată casa lui David din toate timpurile. Și casa lui David suntem fiecare dintre noi care suntem aici astăzi. Noi suntem casa lui David. Deci vă dau un semn. Și uitați-vă care este semnul lui Dumnezeu. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu cu noi. Poate să se frământe neamurile, poate să fie criză la nivel mondial, poate Iranul să intre în război împotriva Israelului, poate ca economia Europei să cadă, poate să se dezintegreze Uniunea Europeană.
Când Dumnezeu rostește acest cuvânt, cine are revelația acestui cuvânt, a descoperirii acestui nume al lui Dumnezeu, nu se va teme de nimic. Eu sunt cu voi. Dragilor, semnul nașterii lui Iisus Hristos este faptul că Dumnezeu este cu noi. Nu este ceva mai măreț, mai glorios, mai puternic ca Dumnezeu să dea un semn poporului său să spună: l-am trimis pe Fiul meu ca să știți, eu sunt credincios promisiunilor mele, eu sunt cu voi. Asta este mesajul nașterii lui Iisus Hristos. Eu sunt împreună cu poporul meu, poporul meu nu poate să clacheze, poporul meu nu poate fi distrus, poporul meu nu poate fi șters de pe fața pământului, eu sunt cu ei. Asta este semnul central al lui Dumnezeu. Iată, vă dau un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi spune numele Emanuel. Și după 700 de ani, Matei, în Matei capitolul 1, ea și spune, este împlinirea a ceea ce Dumnezeu i-a spus prin Isaia acestui împărat. În mijlocul întunericului, în mijlocul războiului, în mijlocul frământărilor, eu, Dumnezeu, dau un semn poporului meu, Emanuel, El este cu voi. Și mi-aduc aminte despre acest păstor din Vietnam. 33 de ani. A fost în pușcărie și a suferit pentru numele lui Iisus Hristos. Ce înseamnă să nu vezi 33 de ani lumina zilei? Habar nu avem. Să stai numai 3 zile închis în casă, să nu vezi nimic. Nu 33 de ani. 33 de ani. Să nu vezi tu ce înseamnă covor, pahar, o altă persoană înainte ochilor tăi. Să nu vezi draperii, să nu vezi culori. Totul să fie doar cenușiu. 33 de ani. 33 de ani. Acest pastor a stat închis pentru gloria lui Iisus și a spus următorul lucru. A zis cu un ciob, am luat și am scris un nume, un cuvânt, pe peretele, pe peretele celulei în care mă aflam. Și a spus, când mă uitam la acest cuvânt, mă luminam. Când mă uitam la acest cuvânt, începeam să cânt. Când mă uitam la acest cuvânt, începeam să fiu plin de bucurie. Începeam să laud pe Dumnezeu, începeam să mă bucur în Dumnezeul meu aici, unde nu aveam nimic, 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 nimic. A spus numele acesta care a fost scris, a fost Emanuel. Emanuel. Dragilor, când ai revelația acestui nume, poți să fii în cea mai întunecată închisoare din lumea asta, acest nume te va susține, acest nume îți va da putere, acest nume îți va da viață, acest nume îți va da ungere, acest nume îți va da bucurie, acest nume te va face să exaltezi, să te ridici, să te înalți. 33 de ani acest cuvânt l-a susținut pe acest om în celulă și a rămas credincios Fiului lui Dumnezeu. Când ai revelația faptului că El este cu tine, v-am mai spus aseară, dragilor, poți să-ți imaginezi imensitatea acestui univers și Dumnezeu să spună, nu asta e ceea ce mă interesează, am vrut să te fascinez pe tine, să înțelegi că tu ești coroana creației mele, eu, tu ești cel ce iubesc, lucru pe care îl iubesc cel mai mult, tu ești ceea ce mă fascinează și vreau să știi că eu sunt cu tine, indiferent ce va fi. Asta este semnul lui Dumnezeu, dragilor. Despre asta ar trebui să vorbim la nașterea lui Iisus Hristos, faptul că El a venit pentru noi și că El este cu noi. Când înțelegi acest lucru, cum să nu te abandonezi în Dumnezeu? Când înțelegi că El ține istoria, că El ține lucrurile, cum să te mai frămânzi? Că nu sunt finanțe, că nu sunt lucruri. Dragul, v-am spus, de 6 ani trăiesc prin credință, nu am dus lipsă de nimic. Vă dau o mărturie scurtă. Pot? De 3 luni de zile ne-am mutat în Timișoara pentru a începe o casă de rugăciune. Și cu o lună înainte să ne mutăm în Timișoara, m-am dus pe site-uri să caut o locuință pentru mine și încă 5 persoane. Și când m-am uitat la ce chirii sunt prin Timișoara, am zis, Doamne, ai milă de noi.
Dar așa am avut un sentiment să-L pun pe Dumnezeu la încercare și eram gata, gata, ascultați-mă, eram gata, gata să închiriez un apartament de lux cu 4 camere, ok? 400 de euro o chirie pe lună. Am spus în ființa mea, Doamne, vreau să Te pun la încercare. Dacă Tu vrei să mă mut în orașul ăsta, Tu trebuie să faci ceva aici, pentru că e prea mult, mă frământ. Și când eram gata, gata să fac acest lucru, am auzit glasul lui Dumnezeu care mi-a spus: începe să mulțumești pentru ce am pregătit. Hallelujah, am zis, ok. Știți că stau într-un cartier de vile în Timișoara. Pe strada noastră, singura casă care are 3 numere, este casa în care locuiesc. Este atât de mare încât are 3 numere. Stau la numărul 22, 24. Pe Horia Creangă, unde numai vile, numai avocați, numai doctor, numai oameni mari stau în jurul nostru. Într-una dintre cele mai mari vile din Timișoara. Nu plătesc chirie, nu plătesc nimic. Dumnezeu este vrednic de laudă. Vrednic, 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 vrednic de laudă. Ascultați-mă, vrednic de laudă, vrednic, vrednic. Și s-au oferit atâția frați. Este un frate care construiește casă și a zis: imediat după ce o termin, o să-ți dau cheile să stai în ea. Dar deocamdată am unde să stau. Slavă Domnului! Dragilor, v-am spus, nu am casa mea, nu am mașina mea. De fapt, am mașină care este trecută pe numele meu, dar nu am carnet. Și nici nu mă interesează să mă strofoc să fac carnet. Dumnezeu mi-a dat destul șofer. Slavă Domnului! Vreau să înțelegeți că Dumnezeu susține pe oamenii care vor să trăiască pentru slava Lui. 36 ani prin credință, înțelegeți, nu știu ce înseamnă să duci lipsă, pentru că m-am încrezut în Dumnezeul cerurilor. Și dacă oamenii vin și, să știți, au fost oameni care au avut gândirea asta. Băi, ce de vorbește băiatul ăsta despre lucrurile? Ia să nu mai sprijinim financiar. Dragilor, sunt 6 miliarde de oameni pe care Dumnezeu poate să le miște inima să mă sprijinească financiar. Dumnezeu nu depinde de banii pe care tu vrei să-i dau sau nu vrei să-i dai. Ascultă-mă. Și când ăia 6 miliarde se vor împotrivi și o spune nu vrem, Dumnezeu are și corb. Mă auziți? Dumnezeu are și păsări, Dumnezeu are și pământ, lucrurile pământului, toate vin înaintea ta. Are diamante, are aur, are toate lucrurile Dumnezeu. Când vrea să financeze Dumnezeu pe cineva, trimite de la 1000 de kilometri magi să vină să sprijinească visul Mariei. Magii, de fapt, magii vin câteva sute de kilometri să o financeze pe Maria, pentru că Dumnezeu avea în itinerarul fiului său, avea o călătorie în Egipt. Și Maria și cu Iosif au adus o pereche de porumbei când l-au dedicat la templu pentru că erau săraci. De aceea Dumnezeu spune, ok, aduc eu câțiva oameni de la câteva mii de kilometri care să aducă daruri și imediat după ce aduc darurile, Iisus merge în Egipt. Știți că aurul, smirnă și tămâia erau lucrurile cele mai valoroase din vremea de atunci, dragilor. Au adus valori înaintea lui Iisus. Și Tatăl știa, de aceea mișcă inima unor magi, oameni păgâni, probabil. Îi spune, vreau să mergeți să finanțați visul Mariei. Dragilor, Dumnezeu asta face. Pentru mine, asta face pentru tine. Când ești în locul în care Dumnezeu vrea să fii, crede-mă, Dumnezeu mișcă cerurile și pământul pentru a te binecuvânta pe tine. De aceea, dragilor, astăzi vreau numai să vă spun, nu mai te frământa în lucrurile de nimic, ci umblă în lucrurile spirituale ale Dumnezeu. Fă ca să fii în acel loc în care te încrezi pe deplin în Dumnezeu. Dumnezeu va finanța visul tău, Dumnezeu va deschide cerurile pentru tine, Dumnezeu va binecuvânta și mă rog ca să fie o mare încurajare pentru voi, pentru cei care poate treceți prin crize financiare, pentru cei care poate vă frământați, pentru cei care poate nu știți ce va duce ziua de mâine, ascultați-mă, El ne-a dat un semn că este cu noi. El ne-a dat un semn că este cu noi și El chiar este cu noi. El chiar este cu noi și dacă noi suntem în locul în care El vrea să fim, El va netezi orice cărare, orice lucru va face drept pentru noi și ne va binecuvânta din belșug, din belșug. Slăvit să fie numele Lui. Aleluia! Vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Care să plecăm ființele înaintea Lui. Când vezi un Dumnezeu atât de măreț, când vezi un Dumnezeu atât de imens, când vezi un Dumnezeu atotputernic,
care ține toate lucrurile în mâna Lui. Dragilor, nu ai de ce să te mai temi. Nu ai de ce să te mai temi. Poate te uiți la condiția ta și ai impresia că Dumnezeu te-a abandonat. Ți-am spus, așteptarea nu este o problemă de timp, este o problemă de încredere. Așteaptă-L cu încredere pe Dumnezeu, spune, Doamne, Tu mi-ai promis și aștept împlinirea promisiunilor Tale, Doamne. Și ascultă-mă, când Dumnezeu te vede credincios și te vede că stai lângă El, Dumnezeu atunci te binecuvintează. Te binecuvintează. Deci așteaptă-L pe Dumnezeu. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Spune, Doamne, aștept împlinirea promisiunilor Tale față de mine, față de viața mea. Aștept în tăcere răspunsul Tău, Doamne, aștept. Aștept descoperirea slavei Tale, aștept manifestarea puterii Tale. Tu ești cu mine, Tu mi-ai spus, Tu mi-ai dat un semn că ești cu mine. Dumnezeu a dat un semn în ceruri că este cu noi. Dumnezeu a adus acest semn pe pământ că El este cu noi. Dumnezeu a vorbit prin stele că El este cu noi. Dumnezeu a vorbit prin venirea Fiului Său, El este cu noi. De aceea n-ai de ce să te temi. Și v-am spus, chiar dacă se poate frământa toată lumea asta și tot universul acesta, El este cu noi. Duhul Sfinte, Duhule Sfinte, mă rog ca Tu să gravezi, Doamne, acest cuvânt, Emanuel, pe inimile noastre. La fel cum pastorul acesta a fost susținut 33 de ani de acest cuvânt. Și acest cuvânt i-a produs bucurie, pace, viață. Acest cuvânt, Doamne, revelația bogată care este în acest cuvânt, să producă viață, pace, liniște în ființele noastre. Doamne, mulțumim pentru harul Tău. Mulțumim pentru bunătatea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru slava Ta. Mulțumim, Doamne, că Tu conduci istoria și conduci viețile noastre. Doamne, mulțumim, Doamne, mulțumim pentru tot ceea ce Tu lucrezi. Doamne, mulțumesc pentru tot ceea ce Tu lucrezi. Doamne, mărturisesc că nu este niciun motiv pentru care să nu mă încred în Tine. Nu este niciun motiv pentru care să nu mă încred în Tine. Cerurile vestesc, planetele vestesc, pământul vestește, natura vestește că Tu ești Dumnezeu glorios, atotputernic, măreț. De aceea, Doamne, nu este niciun motiv în dimineața asta să nu abandonez tot ce sunt și tot ce am în mâna Ta. Te laud, Doamne, te laud pentru că ne-ai creat făpturi atât de minunate. Te lăudăm pentru că Tu ești fascinat de noi, te lăudăm că suntem creația cea mai de preț în ochii Tăi, Doamne. Te lăudăm pentru aceste lucruri, te lăudăm că Tu ești cu noi, Doamne. Te lăudăm că nu ne vei părăsi niciun chip, în niciun fel. Te lăudăm că prin credință, Doamne, se materializează vindecarea noastră. Te lăudăm că prin credință se materializează tot ceea ce avem nevoie. Te lăudăm pentru că prin credință Tu aduci lucrurile în ființă, Doamne, Dumnezeul meu. Te laud pentru acest lucru. Și, Doamne, indiferent ce problemă, indiferent ce cauză, indiferent ce circumstanțe sunt în viețile celor din jurul meu, Doamne, îți cer, Doamne, ca ei să vadă imensitatea Ta, Doamne, în mijlocul circumstanțelor, a problemelor și să se abandoneze, să se încreadă în Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Doamne, dimineața asta vreau să-ți mulțumesc că tot ceea ce suntem, suntem din pricina a ceea ce Iisus Hristos a realizat. Și, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care ne chemi la ne împărtăși cu Tine. Mulțumim că avem acest favor de a ne împărtăși cu Tine. Mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai dat acest lucru ca să nu uităm de harul Tău, de bunătatea Ta, de puterea Ta. Doamne, mulțumesc că și astăzi, când ne împărtășim cu Tine, spunem din nou, da, Ție. Și, frați și surori, vreau să știți, ori de câte ori mâncăm din acea pâine și bem din acel vin, în context evreiesc, când logodnicul și logodnica luau acest pahar de vin, îl împărtășeau împreună și spuneau da unui celuilalt. Și spunea da, voi fi cu tine indiferent ce se va întâmpla. Voi fi credincios, voi fi loial în boală, în bunătate, în bucurie, în lucrurile cele mai înalte, în lucrurile cele mai de jos. Când luau acest pahar și logodnicul și logodnica îl împărtășeau în cultura evreiască, îl spunea, da, beau cupa suferinței, beau cupa bucuriei, beau cupa dragostei, beau cupa favorului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus,
să faceți acest lucru. Să faceți acest lucru și ori de câte ori iei paharul acesta și mănânci din acea pâine, îi spui lui Dumnezeu, da, Doamne, aleg să continui să umblu împreună cu Tine, chiar dacă va fi greu în această lume, chiar dacă se vor ridica oameni împotriva mea, chiar dacă vor fi lucruri dificile, aleg să continui să umblu cu Tine. Tu ești mirele meu, Tu ești Domnul meu, sunt logodit cu Tine, sunt pe vecie împreună cu Tine, eu sunt al Tău, Tu ești al meu și cu toată ființa mea declar că nimeni și nimic nu poate să ne despartă. De aceea ori de câte ori venim să ne împărtășim cu pâinea și cu vinul, care sunt simbolul trupului Său frânt și a sângelui Lui vărsat, ori de câte ori faci acest lucru, îi spui lui Dumnezeu, da, Doamne, vreau să continui împreună cu Tine. Vreau să mă sfințesc, vreau să mă curățesc și vreau să continui împreună cu Tine. De aceea astăzi când veți face acest lucru, ține minte că îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să continui împreună cu Tine. Eu sunt al Tău, Tu ești al meu și aceasta este mărturia mea, împărtășirea mea înaintea Ta înseamnă că îți spun da, ție, vreau să continui împreună cu Tine. Aleluia! Amin!